Vă doresc multă, multă sănătate. Să aveți bucurie de la copilașii dumneavoastră. Să le fiți întotdeauna sprijin de nădejde, să aveți grijă și în continuare de ei, să creșteți oameni demni ai societății, deoarece nu fiecare o să fie învățat, nu fiecare o să devină medici, profesori, dar principalul trebuie să devină oameni de viață. Să aveți bucurie de la acești îngerași mititei, deoarece încă sunt mici, au foarte multă nevoie de căldura dumneavoastră, au foarte multă nevoie de susținerea dumneavoastră, să le fiți și pe viitor, în continuare, susținători, ca să aveți și să vă bucurați de rodul muncii dumneavoastră. Și eu, de asemenea, să am bucurie de la ei, deoarece încă sunt micut, dar totuși, pas cu pas, de zi ce trece, fac, văd schimbările care le văd la ei, mă bucură foarte mult și sunt foarte mulțumită. Sărbători fericite și tot binele din lume vă doresc dumneavoastră. Acum, doamnă Galina. Dați-mi voie și eu să vă felicit cu această zi frumoasă, dar eu vă doresc să fiți frumoasă, dorite, iubite, să vă iubim, iubiți pe singuri, femeile să ne iubim pe noi, pentru că până s-o răduși aminte bărbață, să ne mai dărui cât ceva, noi trebuie să ne iubim noi, așa? Da. Și să aveți bucurie în viață, nu numai bucurie. Doamna Svetlana m-a spus să... Pe la mea bunică și salut-o prin fereastră. Dă-i te rog o rază de iubire și mai dai cu mâna un sărut. Mângâie duios obrazul când duce dor atât de mult. Dacă ai ști, dacă ai ști, bunica mea, Mama.
ci salută prin fereastră. Dă-i te rog o rază de iubire și mai dai cu mâna un sărut. Mângâie duios obrazul când duce dor atât de mult. Dacă ai ști, dacă ai ști, bunica mea, cât îmi spune mama de tine, despre ochii și gurița ta, cum mă orintai când era mică. Dacă ai ști, dacă ai ști, bunica mea, citem cu viitoarea sărbătoare care se apropie. Vă felicităm, vă dorim mult bucurie, mult noroc. Vă mulțumim foarte frumos pentru că aveți grijă de copiii noștri, răbdare, pentru că înțelegem că asta nu e mult deloc ușoară. Și vă spunem că sunteți foarte importante în viața la copiii noștri și realizați. Eu, de exemplu, când vine copilul meu acasă, rămân mirată. Vă mulțumim foarte frumos și vă dorim mereu să fiți vesele, frumoase și apreciate și iubite. Dacă ai ști, dacă ai ști, bunica mea, cât îmi spune mama de tine, despre ochii și gurița ta. Pas mes mots.